Bine, da? Miele! Salut! Salut, tot bine, Melissa? Ai făcut nari? Ce bravo! Da. Mă, unde a fost tare doar de tine? Da? Da? Nu te doare nimic? Nu? Tot e bine? E, vezi ce bine. Super, bravo! Melissa, acum, da, asta deja putem să scoatem. Povestește ce a fost, cum ai fost. M-a dus acolo, m-am culcat în pat și a zis doctorul, injecție sau adorm sau mască. Și eu am ales mască, că nu vreau injecție. Ok. Și apoi, când i-am dormit, bine mi-a făcut iubirea, s-a culcat. Și apoi m-a dus într-un pat. Eu mă uitam, eu dormeam în puțin și apoi m-am trezit. A venit o doamnă și mi-a scos acolo pe un gigiță lucrul era. Așa cum ne-a pus ce da. Așa ca un creștișor, da? Da. Și ea ne-a scos. Și s-a dus, că a zis încă nu gata, îmi pare că îi s-a ducă patul acela care mi-a aducea. Și când a venit, Apoi, ne-a pus acest tăcnice asta. Aha. Ce vom face acum? Am să arăt și mamica. Ce-a spus? Mamica! Alo! Just mi-a ținut telefonul în oile pe o parte. Bine. Culcă-l. Nu, da. Mă tăiți-o puțin la mână. A, dar... Nu ne-a pus acușor. Cum vrei să fii până tocmai? Corect? Nu, poate tot așa. Ok, eu am înțeles. Adică poate să fii cu mine surpriză. Sau așa ai dat-o? Încă nu. Ce mai te surpriză acum? Eu mă gândeam un pic mai încolo, dar ok, dar cât ai spus? Da, un pic ai stricat surpriza, scuze. Dar scuze că nici eu nu te-am preîntâmpinat. Eu am înțeles un pic mai încolo când vom ieși. Ok, ce fel de surpriză? Ce fel de surpriză? Ție o înghețată. Mami, important să fiți sănătoase voi. Ok? Da. Pedicul, eu vreau să mă și pe tine. Da. Mua. Da, dați like pentru Melissa și curajul ei. Și Melissa știe unde. Sărută camera, da? Eu plec până acasă, am lăsat fetele să stea în salon, să mănânce, să se odihnească, iar eu plec până acasă să iau ceva jos mini, din hainuțe și ce mai trebuiește și apoi vin repede jos înapoi. Deci, prieteni, tăticul a plecat el acasă să ne aducă mie niște lucruri care eu l-am rugat și pentru el, niște lucruri care nouă ne trebuie și noi acum o să mâncăm, adică Melissa acum o să mănânce, dar eu deja o să mănânc și haideți să vă arăt ce eu am. Deci, deschidem, da, este orez cu așa o carne, salată, ceva o zeamă, pâine, suc și acolo de așa furculiță, dar haideți să vă arăt ce este la Melissa. Este piure, așa, carne, tot salată, borșor, pâine. Eu deja am mâncat, era foarte gustos, mie mi-a plăcut. Melissa o să poată să mănânce peste 10 minute deja.
mai întâi o să bei apă și apoi o să mănânce ce i-au dat deja doctorii. Și apoi o să mai uităm, poate o să te semnăm, o să vedem. Bine, ok, mănânci, te uiți aici la desene animate și apoi vedem ce facem. Cred că de grabă va veni tăticul și o să vedem deja unii camera cei pentru copii. Poate vom merge acolo. Ești foarte bravo, dă-ți like pentru și poftuim la toți care mănâncă acum. Deci tăticul încă n-a venit, dar eu am întrebat pe doctor dacă se poate de mers la teren de joc și am întrebat dacă Melisa se simte bine, se poate. Și dacă ea poate merge, totul e ok, înseamnă poate merge la teren de joc. Și eu zic că totul ok, merge, totul bine, nu mai doare nimic, ea e tot bine și noi plecăm la teren de joc, da? Ia fața mai! Ok, haide, plecăm. Mai ai joci cu instrumente? Da. Wow, foarte interesant. Aici este și bucătărie, și magazin, și circ, și așa mingiuțe. Iată, eu stau pe una. Aici sunt niște cărți, acolo poți să desenezi, topogan, aici diferite jucării. Și foarte fain. Că nu-i bine doar să stai în televizor. Și iată, venim aici, ne jucăm. Elisa, vrei să prezinți ce este în acest set de constructor? Da, dar ce e asta? Asta e riglă, să zicem așa. Deci, aici sunt diferite instrumente, diferite bolte, diferite chestii de astea ca să le unești. Și aici tot este o chestie. Și aici sunt multe găuri, ca să poți să le pui bolturi sau să pui chestii de astea din plastic. Ia, priviți, sunt așa multe. Ia, priviți, sunt în cort. El de supra arată, parcă e foarte mic și eu nas în cap. Dar eu aici pot să mă închid chiar. Wow! Asta să fie casa mea. Ia, priviți. Parcă așa nu-i tare mare, dar eu. În capul eu. La. Wow, ce magazin frumos! Să cumpăr ceva! O să-mi iau un suc! Wow, ce prăjiturică! Desigur, un dovlecer, o pară, sos și morcov. Bună ziua! Eu tot asta vreau să iau. A să coste pentru voi 100 de lei. Ok, să zice 100 de lei și un bănuț, poftim. Ok. Mai se desenează acum, da? Da. Și numai ce a venit doamna doctor și i-a dat un sirop. I-a dat să mănânci asta pentru că să se simte mai bine și tot așa. Și Melissa a zis că e dulce. De obicei nu-i plac tare medicamente, dar ăsta a zis că e foarte dulce. I-a dat voie să guste și la gust cum era Melissa? Încă o bubonă ceva. Tăticul e tacuș vine, l-am văzut cum a intrat. Și deja vedem ce vom face. Poate chiar vom merge acolo jos să te ocat mine și poate ne vom lua câte ceva. Nu știu, o să zic. Băi, ce să zic? Eu am ajuns de aici. Nu-i nimeni. Unde sunt fetele? Probabil că s-au dus la terenul de joc. Salut! Salut! Melissa, cum te simți? Bine? Nu te doare nimic? Și tu, da? Tot ai avut astăzi o intervenție, da? Da? Melissa, și tu te simți bine? Nu te doare nimic? Nu te bine, da? Mi-a dat medicament și am luat. Da? Da? Era așa în jertie, așa parcă era un sirop, dar mi-a dat și a zis, tu, Melissa, trebuie să faci medicament. Și a zis că e dulce, mi-a dat să guste și i-a plăcut. Și a mâncat pe tot. Și a zis, Melissa, că e ca guma la gust. Acum super racheta! Mi se împinge, Hai! Prieteni, nu mă închipuiți ce s-a întâmplat acum. Tăticul a plecat acolo ceva la recepție, ne-am intrat. Și vedem pe masă
Ia brânză. Două cutii misterioase și rețele. Și noi când am deschis, deschide. Ne-am uitat și acolo sunt bani și o prună. Hai, să nu mâncăm. Da, ce? Ceva, un chec și un măr de ăsta copt. Asta cred că pentru mine este așa desert, că să mănânc ceva mai dulce și să foarte fain. Uitați, waffle-ul ăsta e cu inimioare înăuntru și el e în formă inimioară. Meli, gusti? Da. Hai pe jumătate să mâncăm. Hai. Unde să lup pe jumătate? Wow. Mi-a puțin mai mult. Ok. Să nu ții mai mult pentru că este mai mare. Hai, gustă. Nu, hai să-mi faci. Tătico a cușit bine, el s-a dus acolo la recepție. Și când am venit noi să ne jucăm de a faza 10. Asta e așa un joc cu cărți. Nu știu dacă știți. Eu tot nu m-am jucat niciodată, prima dată. El a zis că e foarte fain. Și l-a luat. Dar îmi pare că e foarte zahăr. E bun. Eu mă gândeam că acest chec e dulce, dar el e sărat, fiindcă acest e cașcaval și un pic ceva gherdeț. Dar eu mă gândeam că e dulce. Și Melissa cum mănâncă prună. Deci este un măr copt, dar Melissa și mie nu-mi place, așa că cred că o să-i dea mult de ticul. Da? Da. El a zis că îi place. Noi cu fetele acum vom juca faza 10. Este un joc care este creat de cei care au făcut jocul 1. Cred că 1 îl știu acest joc toți sau majoritatea oamenilor. Și astăzi jucăm într-un joc foarte asemănător, faza 10. Ia uitați-o la Melissa cum s-a învățat să țină. Da? Melissa, dar cum te-ai învățat-o? Nu știu. Faci așa. Nu știu. Pui așa. Eu câștigat. Fetele, pregătesc măsuța. Pentru că a venit mâncarea. Iuhu! Și aici avem un fel de lasagne. Iată e aceasta. Văd conopidă, văd bostănel. Ce și trebuiește lui Melissa acum? Trebuie mâncarea să fie moale, Melissa. Eu nu știu dacă îți pot să-ți dau aceea. Dar aici este un fel de pârjoală, parcă cu legume copte. Și câte un iaurt. Și biscuiți aici încă. Și biscuiți. Și pânică. Și deja făcuiți. Tăcâmuri. Așa. Melissa are inclus 4 mese. Noi am mai luat încă una, pentru că nu știam cât de mari vor fi porțiile. Dar, pentru că aici pe acest platou avem mâncarea Melisei, care văd că și Jasmine aici pot să mănânce, și avem încă o mâncare pentru adult sau pentru cel care însoțește pacientul. Ne gândim să facem în felul următor. Mâncăm tot ce putem, dacă nu ne săturăm, dar oricum ne-am gândit să mergem jos în cafenea. Să mai luăm câte ceva, ok? Facem o trecere cu Jasmina. Jasmina merge pe scări, iar noi... Stai, Jasmina! Stai! Că noi încă nu ne-am pornit. Când auzi că s-a închis, atunci. Hai! Așa? Să vedem cine primul? Eu cred că noi vom pierde. Știi de ce? Nu, am ajuns foarte repede. Hai să-mi... E probabil că te știu aici. Nu este primit, nu am reușit. Super. Noi suntem acum la așa o cătine pe care nici este în spital și trebuie să ne luăm câte ceva. Melissa, ce vă luați vouă? Eu donut. Donut și Jasmina? Eu tot. Donut? Mașmala sau acele cu peluce roșu și este albastră. Și ce mai ai tu mănunți acolo? Caldă. Suc, da? Să nu fie nici rece, nici cald, da? Nici fierbinte, adică. Și tu, Jasmina, ce ți-ai luat? Tot îmi iau donut, eu cred că o să-mi iau de unul de ăsta. Dar de băut? Caramel. Eu și nu să nu am sucă. Donutul Melissa este rece și va trebui să-l încălzim. Melissa, știi cum? Nu. Să suflăm. Gata? Da, acum gata. Știi ce interesant? Când ziua mănânci supă pe bine și vrei să se răcească, tu sunt. Sau vrei ceva să fie ca tot suc. Gata, deja e deschisă, da? Ce mi-ai zis, e gustos? Da. E rece? Nu. Deja nu, da? L-am topit în așa fel că și marshmallow s-a topit un pic. Ați văzut? Ce-i negru, tare negru. Ce-i negru, da? Și
Glucinic. La Melissa este cafea roz. Rasmina vrea revanșa. Ea aleargă pe scări. Iar noi iarăși cu liftul. Hai, Melissa, hai! Așteaptă. 3, 2, 1, și! Hai! Da, 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 să iasă. Și acum poate să pe jos. Să se închidă, să se închidă. Să vedem, să vedem, să vedem. Păi triucim, dar eu nu cred. Eu cred că deja este sus. Ia uite. Melissa s-a împrietenit cu o fetiță pe care o cheamă? Melissa. Melissa s-a împrietenit cu Melissa. Ce fain, ce drăguț. Da? Dar noi cu Jasmina ce facem? Jucăm faza 10. Aici, la spațiul acesta pentru copii. Da. Jasmina a terminat și a făcut faza 10. Așa este jocul. Iar eu mai am încă o fază și Melissa are 3 faze de făcut. Dar are șansa să mă câștige. Melissa, te predai sau totuși lupți până la capăt? Lupți până la capăt. Vreau să vă zic că Melissa astăzi face ceva incredibil. E terminat acum runda. Și aici noi suntem 9 la 9. Avem ultima fază de făcut. Cine oare va câștiga? Eu sau Melissa? Deci, prieteni, acolo încă Melissa cu rotica a rămas să se joace, să termină jocul. Iar eu am venit și o doamnă mi-a dat chestiile astea, pierna, aici este plapuma și ea a desfăcut patul. Aici mi-a dat numită timpul, dar aici eu cu Melissa, fiindcă alt pat ei nu pot aduce, dar... Ana, să ne împăcăm cu Melissa. Ua, thank you very much. Ua, nu, thank you very much. Acum mult timp. Și eu uite. Deci, eu am câștigat, dar Melissa nu a pierdut. Pentru că ea astăzi s-a biruit pe ea și a trecut peste această intervenție. Este foarte bravă. Dați like și cu aceasta videoclipul nostru nu se termină, pentru că noi mai avem încă un pic, apoi mergem la culcare și vă arătăm ce va fi în ziua de mâine. Noi am venit în salon, deja vrem cumva să ne relaxăm, dar nu prea tare, pentru că mai avem de așteptat vreo oră și ceva și Melissa are de luat acest medicament, este o siringă pe care trebuie să o bea, da. E pus în siringă pentru ca să știe doza, gramajul și noi ne vom uita la desene animate. Aici sunt Cruz, familia Cruz, da? Și vrem să-i transmitem salutări mămicii noastre care este acum acasă. Da, mămica, noi te iubim foarte tare și mi este foarte dor de tine. Da. Și o noapte vei sta fără noi, dar mâine dimineață ne vezi acasă. Ora este aproape de 23:00. A venit timpul mixturii sau vitaminelor, cum vreți. Deja am mâncat. E bine? Da. E gustos? Dacă eu deja stăteam acolo și mă uitam și desene animate și adormeam. Noapte bună la toți cei care se culcă și ne vedem mâine dimineață. Melissa, cum ai dormit? Bine. Bine. Dar eu noaptea am auzit cum te-ai vorbit. Eu noaptea m-am trezit și Melissa mi s-a părut că zicea numele meu, Jasmina, Jasmina. Și eu zic, ce-i Melissa? Și apoi ea zice, mi-e pata, pata, pata. Așa ceva bâlbuie. Tic, dar tu cum ai dormit? Foarte bine. Mie mi-era comod, chiar dacă eram într-un pat cu Melissa. Eu m-am pus așa. Da, eu tot m-am pus așa și era să... Da. Alea, tu-s micul dejunul. Și doamna a spus că asta e pentru copil, iar asta e pentru dumneavoastră. S-a adresat mie. Și spune, tu ai rămas fără mâncare. Ei! Deci, Melissa are... Wow! Cereale! Lapte,
două șoareci de pripeliță, miere și pâine. O, eu mă gândeam să dai ceva, mancă, cășuță. Dar da. Și ce era de interesant. În formă de floricite, da? Da. Aaaa. Ce ai? De Melissa. What? Ce ai? Ce ai de Melissa? Să vezi? Tot miere, unt, de două ori ouă de aceste mari, aici cașcaval și... Și caise uscate. Caise, da. Și două chituțe. Eu tot vreau luat pe costură aia. Da? Da. Te smâncați în primul an, Fidla. Da? Te smâncați în primul an, da. Eu tot așa luăm noi micul dejun. Mâncați, fetelor! E gustos, Melissa? A venit o doamnă și ne-a spus că trebuie să mergem într-un cabinet pentru o procedură ceva cu Melissa. Probabil se scoate catetera, da? Stau să mă examineze, să vadă că totul este bine și apoi cred că vom merge acasă. Mare linguță, înapoi, înapoi linguță, trage. Așa, e că vezi că mi-e ușor așa. Da, cred că e bine. Deci ne-am fost, medicul a spus că totul este bine, acum mergem să scoatem cateterul și mergem acasă. Mergem, Melissa? Ți-l dorm, mă mică? Da! Hai! Cifonașul. Da. Ține pasat, frumos. Gata. Iată așa, la urmă a rămas cu un plastere. Ia un pic plânge pentru că o deranjează. Dar o streacă, da, Melissa? Și acum mergem spre casă și eu vreau să-ți cumpăr ceva. Ok? Pentru că tu ai fost bravă, ai fost curajoasă. Nu ai plâns acum la un pic la urmă pentru că te doare un pic. Dar noi mergem și totul va fi bine. Înainte de a pleca spre casă, noi ne-am oprit. Eu mi-am luat o cafea pe care încă nu am băut-o până la urmă și fitle și-au băut sucurile. Da, Melissa? Cu banană și căpșună. Banană și căpșună. Melissa, dar ți-e dor de mămica? Da! Vezi cum trebuie jucărie? Da, jucărie. Dar unde e ticrușorul? Ticrușorul unde? Ticrușorul. Unde ticrușorul? Nu a rămas iar la tine la joacă. Jasmina mai trage dat fugă sus. Deja se ridică a treia oară. Noi am găsit tigrișoara. Era la fiță în cameră, care o chema Melissa. Ei se juca cu ea și au plecat în camera ei. Și acolo l-a uitat. Hai, intră, intră, intră. Arată cum tu-l pupai pe tigrișoara. Tigrișoara este bărțferia după ochi. Deci, acum merge mai departe. Tăticu, ce? Arată? L-ați găsit? Unde? De ce sunt Vlad? Eu n-am reușit atunci ce spuneați, dar noi ne-am gândit că Melissa l-a lăsat în cameră că se juca cu o fatiță care tot o chema Melissa și noi ne-am gândit că e acolo. Și când venim, fetița aceea deodată leargă la noi și cu tigrișoar rămân și zice, băi, ați uitat asta la noi. Wow. Și ne-a dat și a zis, Melissa, ține. Eu vreau să pun un like pentru fetița ce e Melissa, pe care tot o cheam Melissa. Pentru că a fost o fetiță bravă, o fetiță bună la inimă și nu l-a ascuns și l-a adus Melissa. Yes, mergem acasă, da? Da! Deci, noi gata, am ieșit din spital, dar, sincer, mie mi-a plăcut acolo totul, cum era aranjat, cum era comportamentul la medici, cum ei vorbeau cu tine și făceau că tu se simți cel mai bine. De exemplu, Melissa o durea, cred că doar când i-a scos chestia aceea, dar în rest... Cateterul. Da, cateterul. Dar în rest nu a durut nimic. Da, Melissa? Da. Melissa, dar ți-a plăcut? Da. Dar ce ți-a plăcut cel mai mult? Aha. I-a plăcut cel mai tare domnișoara doctor, care stătea să zici mergea cel mai mult cu ea. Dar a fost foarte amabilă și ea este acolo pentru
susținerea copiilor, ca ei să fie încurajați, să nu se teamă, să aibă o dispoziție bună. Și a fost într-adevăr foarte, foarte bravo. Se vedea că se stărăi, ministra se simțit bine și cel mai tare ce i-a plăcut, anume de doamna asta, uimitor, eu nu m-am așteptat la așa răspuns. Melissa, înseamnă că chiar doamna și-a făcut bine treaba. Mie mi-a plăcut spitalul acesta, Med Park, pentru că eu nu m-am simțit ca într-un spital. Eu m-am simțit ca într-un hotel. Era o atmosferă foarte faină. Nu era miros de clor. Nu era miros de medicamente pe situat. Oamenii erau foarte amabili. Tot personalul, adică, era foarte, foarte amabil. Și, într-adevăr, anturajul, cum totul era aranjat, te simțeai ca într-un hotel. Așa-i? Da. Și noi chiar așa am spus când am ajuns în secția asta de saloane, la patrulea etaj, când numai Melissa a fost internată. Asta a fost prima impresie și, într-adevăr, e așa. Cei care au fost la Med Park știu că este, într-adevăr, o altă atmosferă. Vinc la spălătorie să spălăm mașina, că ea este un pic murdară și te zic că ajuns spălătorie de noastră, stăm înăuntru. Hai, te zic că... Aaaa!